tot, prin minte, când eu v-am spus cuvântul bani. Ce ați spus? Haine. Haine, bun. Dănuț? Umbrelă. Umbrelă, bine. David? iPhone. iPhone, da. Dar oare pentru mine telefonul este dorință? Nu. Ce este pentru mine? O nevoie. De ce crezi asta? Pentru că dumneavoastră, oamenii mai mari, lucrează pe telefoane. Foarte bine, Dominica, așa este. Și tu ce faci pe telefon? Mă juc. Uh-huh. O să vă rog să fiți foarte, foarte atenți. O să vă pun un scurt filmuleț, bine? Și o să-mi spuneți voi despre ce este vorba. Dacă vi se întâmplă și vouă să încadrați toate dorințele în nevoi, atât pe ale voastre cât și pe cele ale copiilor, descoperim astăzi cum să le diferențiem cu ajutorul specialistului Ileana Iliescu, specialist comunicare și profesor la școala de bani. Despre ce a fost vorba în filmuleț? Despre nevoi și dorințe. Și despre? Și despre muncă. În limba engleză, îmi poate spune cineva pe limba engleză cum numim nevoia și cum numim dorința? Emma, mai ții minte? La nevoie, în limba engleză, începe tot cu N. Needs. Needs, da, needs. Acelea sunt nevoile, sigur. Iar dorințele le numim, Miruna? Wants. Wants, ceva ce I want, adică ceva ce îmi doresc. Sunt învățătoare de 18 ani, iubesc meseria pe care o fac și iubesc copilașii. Am început proiectul nostru Școala de Bani, așa frumos, cu succes, aplicând aici la școala noastră mai multe metode, mai multe fișe. Copiii sunt foarte, foarte receptivi. Deși sunt în clasa pregătitoare și sunt la o vârstă fragedă, am fost plăcut surprinsă să aflu că au foarte multe informații legate de bani. Cel puțin în anii în care am fost eu elevă, nu se prea vorbea despre acest subiect. Mai deloc, nici măcar la liceu. Aveam doar, cred că, o oră de economie în care nu învățam concepte din acestea de bază și am pornit așa în viață cu niște lacune. Iar făcând acest curs de la școala de bani, m-a ajutat și pe mine să îmi sedimentez anumite cunoștințe. Aveam deja anumite concepte, le știam, doar că nu puteam să le explic, să le descriu. Iar acum că am reușit și eu să le învăț, pot să le transmit mai departe copiilor, atât la nivel primar, cât și la nivel gimnazial. Veți primi fiecare câte o imagine și va trebui să decideți voi singuri unde o vom lipi. La nevoi sau la dorințe? Teacher, la? La needs sau la wants, da? Vă uitați bine la imaginea pe care o primiți, o studiați, puneți lipici pe ea și apoi veniți pe rând, fiecare rând, să lipiți. Food, of course, este o? Nevoie. Ok, high five! Copii, ați lucrat foarte corect, ați reușit să potriviți needs and wants, nevoile și dorințele. Ceea ce înseamnă că după muncă și... răzbrată! Așa, și ce am eu aici? Ce am eu? Cutiuța cu... dorințe! Cu dorințe, cu bucurii! Oare ce să fie în cutiuța noastră cu bucurii? Dulciuri! Surprise! Dulciuri să fie! Da. Doi, trei și... Și în calitate de părinte și în calitate de profesor am considerat că este nevoie de un proiect de genul ăsta, pentru că să știți că cel puțin la noi în comunitatea noastră 25% din totalul copiilor sunt cazuri sociale sau sunt copii care beneficiază de etichete sociale și atunci eu consider că ei au nevoie și de educație financiară în sensul ăsta, având în vedere situația lor de acasă, care e una mai precară, atunci acest proiect vine ca o mănușă pentru ei și ajută ca atunci când devin adulți să-și formeze de acum, să-și formeze de fapt o idee despre cum se folosesc banii.